Un bărbat în vârstă de 47 de ani ar fi fost omorât cu un topor de către concubina sa. Tragedia a avut loc în satul Dubăsarii Vechi, Criuleni, în noaptea de 2 aprilie. Potrivit polițiștilor, totul a început după ce bărbatul ar fi venit acasă în stare de ebrietate. Între el și femeie, care era și ea băută, s-ar fi iscat un conflict. La un moment dat, bărbatul a luat un topor și ar fi amenințat-o pe femeie. Aceasta însă a reușit să-i smulgă toporul din mâini. A avut loc o altercație, în timpul acesta femeia a luat toporul, i-a aplicat câteva lovituri peste corp bărbatului și în regiunea capului. Femeia a lăsat bărbatul în ogradă unde a avut loc acțiunea ilicită, a plecat, s-a dus la culcare, după care dimineața a sunat la poliție și a alarmat poliția, precum că soțul ei este decedat. Cadavrul bărbatului urmează să fie expus expertizei medico-legale. Poliția a pornit o anchetă și investigează cazul.